Cum te simți, acolo ești. Și ceea ce simți, îmbrățișezi. Și, cum am mai zis, pică fița, acolo ai sărit. Și nu mai stai să depini, să dezvolți într-o parte sau în alta povestea despre unde ai nimerit și unde te simți. Bun. Lucrurile se schimbă, totul se schimbă. Până nu înțelege omul că până nu-și schimbă, până nu înțelege, nu schimbă. Până nu schimbă, nu înțelege. Că să plec de la servici, că să mă mut din casa în care stau, că să, da? Ok. Într-adevăr, așa e. Și într-adevăr, când simți chemarea, schimbi. Dar e un proces. Totul e dinăuntru. Și când dinăuntru cu afară nu pușcă, schimbi. Schimbi. Muți scaunul lângă masă din partea stângă, nu din dreapta. Așa simți tu. În sensul plecării de la servici sau așa, așa mai departe. Și atunci, omul până nu se schimbă și nu schimbă și nu înțelege, n-ai cum. Eu nu pot să zic pentru cineva nimic decât prin experiența mea personală să ajungă la sufletul omului domino din mine sau cu vorba, ce am zis, da? Asta vreau să zic. Că îmi făceam griji, cum plec de la servici, că aveam un salar mare și plec și nu știu ce, și nu știu cum. Ca să ajungi să pleci, să ieși la pensie, să ieși în șomaj, să numește-o cum vrei, e o cârjă. Pensia, șomajul, salarul, acum au devenit o cârjă pentru a înțelege lucrurile de mai departe cum merg. Și culmea e, salariul, pensia, șomajul sunt la fel ca și cantitate, dacă vrei. E aceeași cantitate. Când treci prin ce ai de trecut, vezi altfel lucrurile, le simți altfel și sari acolo unde înțelegi că e aceeași cantitate, calitate, ce vrei să zici. Același număr de banii ai de care ai nevoie, dar nu mai ai nevoie de ei. Dar ei vin același număr, pentru că energia ta care se numea, tu făceai ce făceai, nu conta că te duci la servici, că stai acasă, că înveți să respiri, înveți să nu trimiți gânduri negative. Asta e jobul tău și se echilibrează totul în sensul ăsta. Cine acceptă să stea acasă, la pensie, la șomaj, să plece de la servici. Cine lucrează, e aceeași plată. aceeași răsplată o primești, de care până la urmă nici nu ai nevoie să vezi cum se întâmplă lucrurile. Culmea e, aceeași bănuți îți vin în cont. De-aia era frica răspândită și eu știu prin ce am trecut și îmi făceam griji, dar cum o să mă descurc, dar cum o să mă, da? Treci prin tot. Îmbrățișezi. Sunt vremuri extraordinar de frumoase și eu sunt încântată ce se întâmplă în lume, dinăuntru meu, ce apare în afară, încetuți, dar sigur. Foarte frumos. Asta ziceam. Dar cred că o să mai zic încă o dată, mai pe scurt. Și, okay.